Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Acesta este primul unboxing de pe campania 3 de la Oriflame. Așa arată catalogul. Este încă valabil până pe 2 martie și puteți plasa până atunci comandă din el. Eu am plasat ceva mai repede pentru că am avut o clientă care își dorea un parfum și de aceea a trebuit să plasez comanda mai repede. Logic, mai repet. Mi-am comandat mai multe cataloage, 5 la număr și l-am primit și pe cel de la ei. Este un catalog în care se lansează un nou fond de ten, Everlasting Sink, sper să zic bine. Și aici găsiți nuanțele la coperta se desparte așa în două și puteți să găsiți mai multe detalii despre el. O să fac și o răsfoire la acest catalog. Zilele următoare o să apară pe canal și flyerul al aceleași campanii. Campania începe pe 3 martie și se termină pe 23 martie. Și să vedem ce am comandat. O să încep cu produsele pentru mine, pentru că sunt ceva mai puține. Mi-am comandat agenda de la Oriflame este împreună cu rujul acesta și cred că e balsam, de fapt nu e ruj, de la The One și dacă nu mă înșel și sper să zic bine, este o ofertă pe care achitat sau cred că are și discount cu 20 de lei am luat acest set. Am spus bine prima dată, de fapt este un ruj. Nuanța este Uptown Rose. Așa. Da, nu vrea să focalizeze. Ok. Și așa arată nuanța. Este un roz destul de deschis. Pe fundal se plimbă Felix. Este un video destul de dezordonat pentru că am pus pauze de mai multe ori ca să fie totul ok. Deci, din nou, așa arată nuanța rujului. Și v-am arătat și agenda. Ea este cu aceste margini aurii, iar foaia este velină. E Felix cel care se aude pe fundal. Da. Mai departe, mi-a mai comandat o nuanță pentru paleta cu acele farduri magnetice. O să o atașez în momentul în care se va termina se va termina roziul pe care l-am acum. Și mi-am mai comandat o pudră de talc de la Nature's Secrets. Este la 100 de grame și o regăsiți în flyerul cu oferte. Și am recomandat și noul parfum Infinita, pentru că nu am putut să-l iau în setul acela de nu știu cum se numește, am uitat, am un lapsus. Setul acela pe care îl poți lua înainte. Nu l-am mai găsit pe stoc și de aceea mi-am comandat acum parfumul. Îl desfac și revin. Și așa arată parfumul. El este destul de dulceag. Deja mi-am bufăit puțin pe mână ca să pot să simt aroma. Până la finalul videoclipului sper să nu uit și să vă spun cum a rămas pe pielea mea. Eu am testat mostra și mi-a plăcut cum a rămas, de aceea mi-am și comandat parfumul. Mai departe, am avut o clientă care și-a comandat un set din 3 produse de la Optimals. Este format din crema de noapte. Crema de zi. Și un toner facial pentru pielea uscată, este setul și îl găsiți la 50 de lei în broșură.
Mai departe, am avut pe comandă parfumul Divine la 50 de mililitri. Tot pe comandă am avut și gelul de duș Divine Royal la 200 de mililitri. Un ulei pentru corp și păr la 100 de mililitri este cu avocado. De fapt, ulei de avocado. Am mai avut pe comandă încă o cutiuță cu minuni de la Tender Care, Let's Celebrate, cel care a apărut, ediția care a apărut în campania trecută. Și încă două produse. Un eyeliner tip duș de la The One, care a fost pe comandă, și eu am înlocuit taxa de împachetare cu acest creion care este teoretic negru, practic un albastru închis. Cam așa arată el. Un moviu chiar. Ok. Mai am aici câteva mostre. Am primit această mostră de la fondul de ten, de la The One, cel pe care v-am zis că o să apară în campania 4. Și mi-am comandat un set de mostre care are mai multe din cele de la cremă, fonduri de ten, parfumuri mai, știu eu, cunoscute. Și sper eu să mă ajute în momentul în care clientele mă întreabă cum miros sau cum se comportă anumite produse. În cutie am rămas doar cu factura. O să abordez aceeași tehnică. Vă las pe fundal coperta catalogului și dacă o stați pe aproape, o sigur o să apară și răsfoirea catalogului. O să apară cumva devreme pentru că încă mai e ceva timp din această broșură care este actuală, din campania 3, dar o să fiți primii care o vedeți. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți și v-am pupat. Bye!